vestie majoră a primăriei București, traficul va fi mult mai lejer. Primăria capitalei ar putea delimita traficul auto de cei aproape 22 de kilometri ai liniei de tramvaie 1 subliniere I10, urmând să investească peste 6 milioane de lei în montarea unui gard de OCL, după modelul liniilor tramvaielor 41 subliniere I21, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a subliniere din cei Consiliului General al Municipiului București subliniere tip CGMB, DSP pe temâna viitoare. Circulația tramvaielor pe traseul liniei 1-10 este îngreunat de cea a autovehiculelor care pătrund pe ampriza liniei de tramvai, neputându-se asigura o frecvență de circulație constant, conform graficelor stabilite. Aplicarea acestui tip de reglementare a circulației rutiere contribuie la creșterea vitezei de exploatare a tramvaielor sublinierei o frecvent mai bun de circulație a acestora, ceea ce este în beneficiul cetățenilor, se arată în expunerea de motive. Astfel, dacă proiectul va fi aprobat în subliniere din CGMB, municipalitatea va monta un gard din OCL, după modelul liniilor de tramvaie 41 subliniere I21, care se delimiteze linia tramvaielor de traficul autogeneral, pe un traseu de aproximativ 21,6 km, exceptând intersecțiile, zonele de acces subliniere I zona peroanelor, scrie News. Municipalitatea arată că separarea liniei de tramvai de restul traficului duce la creșterea medie a vitezei, precum sublinierea la creșterea numărului de celetori cu aproape 440 de celetori /sens pentru linia 1 sublinierea de aproximativ 450 de celetori /sens pentru linia 10, iar venitul suplimentar să fie de 417. ...924 de lei pe lună. Un alt avantaj va fi acela de diminuare a accidentelor cu terci participanți la trafic sublinierei pietoni care nu vor mai avea acces la intersecția cu calea de rulare a tramvaielor, decât prin locuri prestabilite, se mai arată în proiect. Investiția este estimat la 6,28 de milioane de lei.